Bună ziua, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Starea bărbatului de 72 de ani din Comrat, care s-a infectat cu tetanos după ce s-a tăiat la picior cu un fier strău circular, rămâne în continuare gravă. Despre aceasta ne-a comunicat directorul Spitalului Raional din Comrat, Nina Răileanu. Potrivit acesteia, pacientul urmează un tratament medicamentos și se află în permanență în supravegherea medicilor. Doctorii nu știu deocamdată când va fi externat bărbatul. El primește tratament. Continuă să îl primească. Deja dacă a trecut atât de mult timp, cred că se va reface. Deocamdată totul este pe vechi. Pacientul e tratat în continuare. Acum starea lui este gravă, dar stabilă. Precizăm că acesta este primul caz de tetanos din țara noastră înregistrat în ultimii 20 de ani. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tetanosul este cauzat de o infecție cu bacterie care intră în organism în urma unor tăieturi cauzate de un obiect contaminat. În cele mai multe cazuri, boala se dezvoltă timp de 14 zile de la infectare și nu se răspândește de la om la om. Membrii și simpatizanții ai Partidului Șor au protestat astăzi în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, lângă președinție, în contextul vizitei la Chișinău a președintelui Parlamentului European Roberta Metsola. Manifestanții au cerut demnitarului european să asculte opinia cetățenilor Republicii Moldova și să vadă problemele cu care se confruntă populația. În plus, oamenii au arătat nemulțumire pentru faptul că țara noastră va împrumuta 100 de milioane de euro pentru gestionarea crizei energetice, pentru faptul că bani vor fi întorși tot de către contribuabili. Ca și până acum a fost cerută demisia conducerii țării în frunte cu președintele Maia Sandu, pe care manifestanții i-au acuzat-o de scumpirile din țară. Noi aici suntem pentru a transmite acest mesaj, a transmite vocea poporului. Suntem aici ca să transmitem autorităților mesajul poporului. Demisia conducerii țării este singura ieșire din situația în care ne aflăm. Vrem ca delegațiile europene, dar și altele care vin din străinătate, să știe ce se întâmplă în țara noastră, și anume că vârstnicii primesc pensii mizere în mediu de 1000 de lei, iar plățile pentru serviciile comunale sunt de 4 ori mai mari. Srednim 1000 lei, a comunalne plătizi в 4 раза больше. Вчера журналист подошел. Reprezentanții PAS și ai președinției nu ne-au oferit deocamdată o reacție. Anterior însă, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris că Ilan Șor discreditează ideea de protest și o folosește pentru a destabiliza situația în țară. Iar președintele Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, precizând că nu trebuie admise provocări. Nu ne-au răspuns la solicitarea electronică de a comenta protestul nici delegația Uniunii Europene. Cu referire la protestele Partidului Șor, a făcut declarații pentru Newsmaker reprezentantul delegației UE la Chișinău, Svetlana Japalău. Delegația UE urmărește dosarele sonore din Republica Moldova. Acum procuratura trebuie să prezinte dovezi, fără implicare din afara țării. În același timp, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. UE subliniază importanța luptei cu fenomenul corupției, potrivit așteptărilor și solicitărilor cetățenilor Moldovei, a declarat aceasta. Cu detalii la subiect revenim. Poliția a anunțat noi percheziții în această dimineață. Verificările sunt făcute într-un dosar ce vizează pregătirea dezordinilor în masă. Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderița, a confirmat informația și a spus că mai multe informații va publica mai târziu. Reprezentanții Partidului Șor au declarat astăzi la un protest că verificările vizează reprezentanții ai formațiunii lor, deși spun că aceștia nu au încălcat nimic. Deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a menționat că perchezițiile au loc în municipiul Chișinău, în Bălți și Ungheni. Cu detalii revenim mai târziu. S-a anunțat și în comunicat. Încă nu avem toate datele strânse. După ce va fi finalizat, noi ieșim cu comunicat.
Motivul este că noi spunem adevărul, ieșim la proteste. Le stă ca un os în gât. Partidul care construiește drumuri, orașele, oferă oamenilor o viață mai bună. De asta partidul trebuie închis. De asta trebuie să ne interzică protestele din zilele de duminică. Și de asta, în zilele de joi și vineri, activiștii noștri sunt presați. Amintim că în data de 4 noiembrie, poliția a anunțat că 8 persoane sunt bănuite într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă, începând cu 18 septembrie și până în prezent. Oamenii legii au comunicat atunci că au ridicat 380.000 de lei care ar fi acumulați din activități ilicite, dar și alte probe. Atunci, partidul politic Șor a declarat într-un comunicat de presă că este ținta unei campanii de hărțuire și intimidare prin percheziții ilegale care au scopul să izoleze și să reducă la cere pe cei care manifestă o atitudine critică față de puterea actuală și au capacitate de mobilizare a cetățenilor. Am încercat atunci să obținem o reacție de la reprezentanții poliției la aceste acuzații, dar șeful secției comunicare și protocol al IGP, Diana Fetco, nu ne-a răspuns la telefon. Nu a răspuns apelurilor noastre nici șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. Am solicitat un comentariu și de la președinție la acuzațiile partidului Șor, dar nici reprezentanții instituției nu ne-au oferit un răspuns. Anterior, președintele Maia Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, precizând că nu trebuie admise provocări. Procurorii anticorupție efectuează de dimineață percheziții la sediul Partidului Socialiștilor din Moldova. Informația a fost confirmată pentru TV6 de reprezentanții Procuraturii Anticorupție, care au menționat că acestea au loc în cadrul investigării cauzei penale privind finanțarea ilegală a formațiunii și au precizat că vor reveni cu detalii mai târziu. Între timp, PSRM a venit cu o reacție. Într-un comunicat, reprezentanții partidului acesteia declară că descinderile sunt un atac regizat în laboratoarele politice ale regimului PAS, care urmărește intimidarea membrilor PSRM și că este evident faptul că regimul PAS a capturat întregul sistem de drept, pe care îl folosește ca armă politică împotriva opoziției. PSRM mai susține că scopul lor este de a se menține la putere cu orice preț și să lichideze opoziția din țară, lucru care însă nu le va permite cetățenilor să trăiască mai bine sau să plătească facturi mai mici la utilități, se mai arată în comunicat. Am cerut o reacție la aceste acuzații de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas. Responsabilul ne-a scris că nu comentează aceste acuzații. Cu detalii la subiect vom reveni. Doi bărbați de origine azeră care au venit în Moldova din Ucraina în urma declanșării conflictului armat au fost reținuți ieri de poliție. Potrivit oamenilor legii, s-a stabilit că azerii au legături cu lumea interlopă și prezintă pericol social. S-a stabilit că străinii în vârstă de 36 și 38 de ani sunt specializați în comiterea infracțiunilor de huliganism, circulația ilegală a drogurilor, șantaj, omor, eliminarea datoriilor, precum și colectarea mijloacelor financiare obținute prin afaceri tenebre în interesul grupărilor și organizațiilor criminale de origine azeră. Bărbații urmează a fi expulzați din țară și declarați indizerabili pe 5 ani. Din anul 2018 în Republica Moldova au fost declarați indizerabili 567 de străini periculoși pentru securitatea națională. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a venit cu o nouă reacție la conversațiile care au apărut în spațiul public și care ar fi de pe canalul său de Telegram. Într-o postare pe Facebook, acesta a scris că mai multe discuții ale sale au fost trunchiate, deplasate și rupte din context, iar scopul ar fi fabricarea unor falsuri în adresa sa. Reacția a venit după ce fostul premier Ion Chicu, judecătorul Victoria Sanduța, dar și deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au cerut demisia ministrului Justiției și anchetarea lui în dosare penale. Între timp, linkul care ducea spre chatul ce ar aparține lui Litvinenko nu mai este funcțional.
În noua sa postare, Sergiu Litvinenko spune că în rezultatul spargerii contului său personal de pe o rețea de socializare, în spațiul public au fost publicate fragmente din corespondența sa. Mai multe convorbiri au fost trunchiate, deplasate și rupte din context, fapt care a dus la denaturarea informației cu scop de manipulare și fabricarea unor falsuri grosolane în adresa sa, a colegilor și a familiei sale. După ce au văzut că nu au nimic cu ce să mă șantajeze, au recurs la falsificări și desenări grosolane și vor mai continua, fiindcă nu au de gând să se oprească aici, a scris Litvinenko pe Facebook. Litvinenko mai spune că pe parcursul mandatului și nici înainte de acesta nu a comis acte care să încalce legea și să atragă orice alt fel de sancțiune. Sunt gata să răspund pentru acțiunile mele în fața cetățenilor, dar nu mă voi lăsa intimidat în fața hoților și corupților care au jefuit țara timp de 30 de ani și care vor să-i oprească pe parcursul spre libertate, democrație și prosperitate, a adăugat el. La 9 noiembrie, conturile oficiale de Telegram ale președintelui Maia Sandu și ale vicepremierului Andrei Spânu au fost sparte, fiind publicat un mesaj care conținea un link. Acesta nu mai este funcțional, dar a putut fi accesat timp de 2 zile și ducea spre chatul ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, în care oficialul ar purta discuții cu mai multe persoane pe rețeaua de socializare, inclusiv cu demnitari. Unele conversații se referă la numirea șefului Procuraturii Anticorupție. Președinția și vicepremierul Andrei Spânu au confirmat că le-au fost sparte conturile de Telegram și au declarat că ultimele informații postate sunt false. Președintele Parlamentului Igor Grosu a spus că atacul cibernetic nu este întâmplător, iar prim-ministrul Natalia Gavrilița a declarat că informațiile scurse în spațiul public sunt un fals. Au confirmat veridicitatea discuțiilor fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevski și fostul director al Inspectoratului Național de Probațiune Andrei Iavorski, dar le-a infirmat deputatul PAS Virgiliu Păslariuc. Tot urmarea celor întâmplate, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au cerut demisia de onoare a ministrului Justiției și audierea sa, inițiativă respinsă de majoritatea parlamentară. Potrivit deputaților BCS, din discuțiile făcute publice, reiese că au fost pornite dosare penale în baza unor angajamente de culise. Au fost mimate și trucate concursurile pentru numirea conducerii Procuraturii Anticorupție și a mai multor judecători și procurori. Cei din PAS au spus că informațiile apărute în spațiul public sunt trucate și false, cu scopul de a denigra Ministerul Justiției. La rândul său, Litvinenko, în prima sa declarație, a spus că așa zisele discuții care circulă în spațiul public și care aparent ar fi de pe canalul său de Telegram sunt un fals ordinar și că scopul acestui fals este să deturneze atenția publicului de la problemele reale cu care se confruntă grupările criminale din Republica Moldova și legăturile lor cu serviciile străine. Procuratura a anunțat că s-a autosesizat și va investiga atacurile cibernetice asupra canalelor de Telegram oficiale ale șefului statului Maia Sandu, a ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, dar și scurgerea unei așa zise corespondențe private a ministrului Justiției Sergiu Litvinenko. Am solicitat Procuraturii Anticorupție și celei generale să ne ofere un comentariu la acuzațiile aduse în adresa lui Litvinenko și în legătură cu discuțiile potrivit cărora concursul în care Veronica Dragalina a venit la șefia Procuraturii Anticorupție nu ar fi fost echidistant. Dar solicitările noastre au rămas fără răspuns. Cu referire la respectivul concurs, Dragalina a declarat că procesul prin care a mers spre funcția de șef al Procuraturii Anticorupție a fost unul cu participarea a 5 persoane independente, inclusiv din alte țări, care au luat decizia finală după ce ea a obținut cel mai mare punctaj. Curtea Constituțională a întors guvernului cererea întocmită de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, privind verificarea constituționalității partidului politic Șor. În alta instanță spune într-un comunicat că, până să fie depus la curte, documentul trebuia publicat în Monitorul Oficial. În replică, guvernul a declarat că va lichida neajunsurile și va depune sesizarea din nou. Într-un comunicat al Curții Constituționale se spune că sesizarea guvernului a fost întoarsă pentru lichidarea neajunsurilor. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau ordonanței, se menționează în comunicat. Executivul ne-a declarat că neajunsurile vor fi lichidate și sesizarea depusă din nou. E o chestie de procedură. Corectăm și depunem din nou sesizarea. Nu mi se pare o chestie gravă de... Este o chestie de procedură, vom respecta procedura și vom depune din nou
sesizarea. Precizăm că executivul a aprobat miercuri proiectul deciziei de guvern prin care Ministerul Justiției propune verificarea constituționalității partidului Șor. Șeful instituției, Sergiu Litvinenko, declara atunci că în sesizarea înaintată sunt prezentate suficiente argumente care denote faptul că prin toate activitățile de până acum, partidul Șor a acționat în contradicție cu principiile statului de drept și pune în pericol suveranitatea și independența țării. Într-un comunicat de presă, reprezentanții Șor au acuzat guvernarea că prin asemenea acțiuni ar încălca flagrant Constituția și că interzicerea partidului ar însemna lezarea drepturilor a sute de mii de oameni și un atentat la pluralismul de opinie. Iar liderul formațiunii, Ilan Șor, a declarat că intenția de a scoate partidul în afara legii este una fără precedent în Moldova, iar PAS urmărește să preia mandatele partidului Șor ca să obțină o majoritate constituțională în Parlament. Partidul de la putere nu a comentat acuzația, iar deputatul formațiunii Oazun Antoi a negat acuzațiile. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45. Vă mulțumesc pentru atenție!